Bună seara! Lupta pentru titlu continuă. Derbiul campionatului Moldovei s-a încheiat nedecis. Șerif a remizat cu Dacia la Tiraspol, scor 0-0. Gazdele au ratat cea mai mare ocazie a partidei după ce Samardžić a trimis balonul în bara transversală în minutul 52. Șerif a început mai bine și a ratat primele două ocazii ale meciului. Dacia a răspuns prin șutul lui Kojokar, fără efect pe tabelă. Gazdele au irosit cea mai mare ocazie a partidei prin Samardžić, care a nimerit bara în minutul 52. Șerif a mai ratat două șanse de a marca prin Pešić. Dacia a dat replica în minutul 85 prin Orbu, care a irosit cea mai mare ocazie a lupilor galbeni. Pe lângă Șerif, Dacia a scor 0-0 în celelalte meciuri ale etapei a 24-a, s-au înregistrat următoarele rezultate. Sfântul Gheorghe Iskra Stal 0-1, CSC Rapid Milsami Ursidos 0-1, Academia UTM Zimbru 1-2, Nistru Olimpia 1-1 și FC Costuleni FC Tiraspol 1-2. După 24 de etape, lider este Șerif cu 60 de puncte, Dacia se clasează pe poziția a doua cu 2 puncte mai puțin, Zimbru ocupă locul 3 cu 45 de puncte. Pe ultimele poziții sunt Academia UTM cu 18 puncte și FC Costuleni cu 12 puncte. Frunză face furor în divizia B. Jucătorul selecționat de Moldovei, Viorel Frunză, a reușit un hat-trick pentru spaima echipelor din divizia națională Veris într-un meci din divizia B, zona nord, contra formației FC Sângerei, scor 0-4. Viorel Frunză a înscris un hat-trick pentru Veris în derbiul din deplasare cu FC Sângerei, scor 0-4 într-un meci din divizia B, zona nord. Cel de-al patrulea gol a fost marcat de Iurie Romaniu, care a jucat acum câțiva ani cu Iskra Stal în cupele europene. În primul meci de la reluarea campionatului, Veris a umilit-o acasă pe FC Râșcani cu 8-0. Pentru echipa din Sângerei a marcat un poker Romaniu, iar celelalte goluri au fost înscrise de Aga Trakalov, dar și ex-internaționalii Golban și Frunză. Veris este lider în divizia B, zona nord, cu punctaj maxim. În divizia B, zona centru, Victoria Bardar este pe primul loc la 2 puncte distanță de Vișoara, care este pe poziția a doua. Maiac este lider în divizia B, zona sud, cu un punct mai mult decât FC Comrat, care este pe locul 2. Ion Suruceanu este fan Real Madrid. Cunoscutul cântăresc din Moldova s-a îndrăgostit de vedeta muzicii Julio Iglesias, fost portar al Galacticilor și a înființat echipa artiștilor Real. Formația lui Suruceanu a pierdut în fața lui Hâncel, scor 3-4 într-un meci din cadrul turneului printre amatori la futsal Premier League Sports.md. Echipa lui Ion Suruceanu, Real, a pierdut în fața formației Hâncești, scor 3-4. Pentru cântăreți a mai evoluat fostul internațional moldovean Oleg Fistican. Noi iubim, bineînțeles, fotbalul și vrem să facem și noi cât de cât sport. Dar dacă cineva face mai bine sport decât noi, noi le dorim întotdeauna nouă succes și ne mângâim cu un singur lucru, că noi cântăm mai bine decât ei, decât formația, decât adversarii noștri. Eu am inițiat echipa asta încă 15 ani în urmă, anul ăsta avem 15 ani, împlinim 15 ani. Formația care m-a acompaniat pe mine la Filarmonica de stat din Chișinău se numea Real. Eu am luptat foarte mult cu obiectul central a partidului încă de Uniunea Sovietică. Ca neapărat, eu eram îndrăgostit în echipa Real Madrid, adică și până în prezent. Sunt amatorul acestei echipe, fanul acestei echipe, dar am devenit fan datorită lui Julio Iglesias, portarul de la selecționată și de la Real. Etapa a patra a turneului printre amatori la futsal Premier League Sports.md va avea loc sâmbătă și duminică la 7 și 8 aprilie.
Dacia Plus 10, iar Șerif pe același loc. Lupii galbeni au urcat în clasamentul Federației Internaționale de Istorie și Statistică a Fotbalului pe luna aprilie. Cel mai bine clasată echipa din Moldova, Dacia, ocupă locul 268 și a depășit câștigătoarea Ligii Campionilor, Aston Villa din Anglia. În același timp, așa echipe ca Al-Hilal Omdurman din Sudan, Chomuri din Thailanda și Zobahan din Iran sunt peste lupii galbeni în clasament. Poate ajuta Mamac, așa și se întâmplă, Mamac pasă pe jos, Adama Cuira și gol! Campioana Moldovei Dacia a urcat 10 poziții în clasamentul pe luna aprilie al Federației Internaționale de Istorie și Statistică a Fotbalului și ocupă locul 268. Cea mai titrată echipă din Moldova, Șerif Tiraspol, a rămas pe același loc, 346. Topul este condus de deținătoarea Ligii Campionilor, FC Barcelona. Catalanii sunt urmați în clasament de Real Madrid, Vélez Sarsfield, Universidad de Chile și Bayern München.